În această dimineață alături de noi este domnul Liviu Floc, a fost ofițer în serviciile speciale în MAPN. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și, și bine ai venit la noi. Eu vreau să spun, Liviu, că am foarte mari emoții, că și când ai fi vreo Claudia Schiffer, cu toate că în alt domeniu, să zic așa, adică nu toată ziua ai un fel de, cu ghilimele de rugare, spion, până la urmă, cu toate că e la mod acum. Am văzut domnul Turcescu, fiecare, mai găsim câțiva astăzi, am văzut de pe Times New Roman, parcă și Vanghele este, dar el numai caporal a ajuns. Și așa mai departe, mai mult. Ne-am adaptat cumva la zi, cu toate că până la urmă noi vom vorbi despre altceva, despre un curs foarte, foarte tare pe care o să îl prezint în această emisiune, de aceea am și început mai repede să avem timp suficient. Încă o dată îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc. Te rog să ne spui câteva lucruri despre tine, cei care nu te cunosc, și pentru noi este ceva nou. Am rămas surprinși, plăcut surprinși, să avem asemenea persoană în emisiune. Avem și câteva poze care vă prezenta ceea ce ne spui tu acum, și anume e vorba despre un curs mai special, dar ce te determine sau care este până la urmă, de ce faci tu acest curs? Pentru a explica, trebuie neapărat să avem o prezentare, un background al tău pe care te rog să-l faci chiar tu. Da, bună ziua, în primul rând, mă numesc Liviu Floc, am 48 de ani, locuiesc în Deva. Am fost ofițer în cadrul Direcției Informații Militare în serviciile speciale. M-am ocupat personal de selecționarea, pregătirea și coordonarea tuturor militarilor care acționau în teatrele de război. Misiuni tip Humint. Să explic un pic ce înseamnă tip Humint. Human Intelligence, culegerea de informații cu oameni, de către oameni. Americanii au ajuns la concluzia că cu toți sateliții și cu toată tehnologia nu poți să pătrunzi în mintea omului. Și au creat aceste misiuni tip Humint, militari echipați civili, care se confundă cu localnici. O să vă arăt și niște poze cu militari care acționează în Afganistan și care culeg informații. Deci se împrietenesc prin diferite metode, practic se descurcă singuri în jungla urbană în care își desfășoară activitatea. Aceste misiuni am coordonat și pregătit până în 2007. Sunt și fondatorul Centrului de Excelență Humint, care îl are NATO în România. Și în 2007 am avut de ales, trebuia să plec atașat militar într-o țară, am avut o problemă medicală și mi s-a spus: o perioadă rămâi la birou. Am preferat, fiind un tip activ, în 2007 am trecut în rezervă și am preferat să iau, să zic, viața de la capăt, și sunt foarte fericit că am făcut lucrul ăsta. Trecând în rezervă, având mai mult timp liber pentru mine, m-am monitorizat ca orice român, m-am uitat la emisiuni în mass media, la televizor, am citit ziare. Unde deschizi televizorul și tot ce emisiuni ce vezi, nu se poate monitoriza, și la dumneavoastră la televiziune și orice ziar local, vezi o știre. Un gen. Gen. Tânăr agresat în scara blocului. Femeie, tentativă de viol. Copil dispărut. Tot felul de agresiuni asupra căror persoane, asupra persoanelor care nu se pot apăra. Și în toată perioada asta, în 5 ani de zile, am zis așa: creez un curs. Prima dată am vrut să-l fac, să văd dacă sunt capabil. În momentul în care primul detașament special de misiuni din Afganistan, în 2004, a plecat, nimeni nu știa ce trebuie să fac. Pe mine m-a chemat personal generalul Medar, care ulterior a ajuns, era șeful Direcției Informații Militare, și mi-a zis așa: am 30 de oameni, peste 2 luni pleacă la Kabul. Știu că merg civili și cu mașini civile. Nu știu ce trebuie să facă, ești capabil să faci un program de pregătire și să-i înveți să treacă strada? Ok, asta... Vreau să arătăm niște poze, colegul, te rog nu să dai. Nu arătăm cursul prima dată. Nu, vreau să arătăm din Afganistan. Da, da. Să dăm poze din Afganistan, pentru că și noi l-am întrebat pe Liviu și am zis: cum ăștia-s români? Da, și satisfacția mare a fost că în 2004 au plecat în vară, după 3 luni m-am dus și eu acolo. Deci aici e în Afganistan. Da, e baza militară din Bagram, unde am fost eu în misiune 6 luni de zile. Am fost ofițer de legătură la comandarea americană. Păi aici, poți face mai mare, colegul. Aici, dacă se poate un zoom, în centru este generalul Olson. Dă înapoi. Vezi că ai zoom acolo ca să mărești cât de mult se prima. Poate. Prima. Celălalt slide. Înapoi. Asta. Aici, da? Aici este la o ceremonie de 11 noiembrie, 11-11, cum zic, cum servează țările din cameră sfârșitul războiului mondial.
În centru e generalul Olson, șeful trupelor. Deci trupe... ăsta înaltul, americanul. Da, da, este așa. Generalul Olson, șeful trupelor speciale CJT 76 din Afganistan. Acolo... Ăla care arată ca un taliban din, din stânga lui, cum ar fi? Deci cei cu barbă sunt toți talibani. Taliban generic, pentru că puțin, să o paranteză. Noi când spunem de taliban ne gândim la teroriști, teroriști. Dar nu e așa. Nu este adevărat. Taliban, cum am spune la noi, domnule, toți foștii membri de partid, peceriști sunt talibani. Deci taliban este una, terorist este alta. Deci în centru e generalul Olson, iar cei cu barbă sunt militari pe care v-am spus eu că m-am ocupat personal de pregătirea lor. Care-s români? Care-s român de fapt. Uitați ce fețe au. Adică... Da. Deci misiunea lor este să îmbrăcați, așa cum îi vedeți, armamentul ascuns, da, cu mașini civile, cu numere civile, mergeau în Kabul și toată zona împrejurimile Kabulului și recrutau, obțineau informații. Ce fel de informații? Informații despre teroriști, despre armament, despre posibile atacuri ale bazelor, bazelor în care eram. Da. Acesta este noul concept de HUMINT. Prin acesta armata americană este, armata română este foarte bine apreciată de către americani în teatrele operației. Suntem singurii. Da. O să dai mai încolo și mai vedem niște poze. Și într-una să-l dai aproape să-l vedem și pe Liviu, să nu zic că uite numai niște poze, dar el unde? Uite, asta este aici. Gena noastră și de-aia ne și descurcăm acolo, că suntem comunicativi, suntem și da, ne putem face foarte ușor relații. Un coleg de-a tău care... Un coleg de-al meu, un fost subordonat, ca să zic așa, tot specialist pe misiune. Și tot român, nu? Tot român, da. Da. Acum nu mai nu român, cetățean al Uniunii Europene, știi? Da, da. European. European, da. Chiar dacă nu arată. Aici ești cu colegii. Da, aici este ofițer de legătură german din mijloc și în rest militari. Câte naționalități erau în teatru de luptă? Erau în jur de 30 de naționalități. Unele aveau trupe, noi după americani aveam cel mai mare contingent de trupe combat. Adică aveam pe lângă HUMIN care acționau misiuni speciale, aveam și misiuni de pază, de patrulare, de și unii aveau numai ofițerii de legătură. Erau egiptenii, de exemplu, aveau un spital de campanie care se ocupau de... Nu mai departe, colegul. Aici este un celebru bazin de not în care talibanii, teroriștii, făceau execuții. Se vede dacă măriți pe spate, să văd, acolo jos. Să văd gloanțele în pereți. Uitați, vedeți urmele de gloanțe. Aici se făceau execuțiile în... În bazin. În bazin. Da. Ok. Aici e un Apache. Da, este un avion aparținând... Un elicopter aparținând comandamentului SAF. Da. Aici jucați fotbal cu talibanii. Cu talibanii, da. Deci, am zis bine. Membrii de partid. Da, era stadionul, uitați acolo, cum era la mine la țară acum 30 de ani. Pe stadion mai făcea și câte execuție din când în când. Acum nu, dar de înainte când era regimul taliban. Da. Aici mergeam într-o vizită la un PRT, Provincial Reconstruction Team. S-au creat în fiecare provincie niște centre care îi ajutau la tot felul de reparare a școlii, de... Și noi, fiind ofițeri de legătură, mergeam să vizităm stadiile, să vedem un fel de schimb de informații ca să, sau experiență. Și un avion Hercules. Da, un Hercules cu care zburam. A americanilor, nu? Americanul, da. Eu am fost în comandamentul american, deci practic am avut declinare de autoritate și lucram cu americani, cu generalul Olson. Dimineața îi raportam ce s-a întâmplat vis-a-vis de trupele române în ultimele 24 de ore. Aici... mergeam la trageri, printre altele, că toți suntem aici, sunt specialist atestat cu brevetat de militar de armată americană cu trageri, la trageri cu pistolul de 9 mm. Și ca forme de pregătire am făcut liceu militar, școala militară, academia militară, am cursuri, curs de germană, vorbesc germana și engleza și am toate formele mele de pregătire pe nivel HUMIN, misiunile astea le-am făcut cu americanii. Adică Liviu, ce vreau să te întreb? Colegii tăi ofițeri de legătură care ne-ai prezentat, trebuia să știe, îi vorbesc arabă? Nu. Ce vorbesc în Afganistan? Nu, se vorbește paștu, se vorbește... un dialect, un asta. Și trebuia să-l știe? Nu, deci... Cum era? Totul se desfășura și cu militarii noștri care mergeam așa, se desfășura prin translator. Aveam interpret, să numea, de fapt.
aveam interpreți din... Vorbeau în engleză, probabil. Vorbeau în engleză, da, traduceam în engleză, în germană, că erau care știau și germană. Da. Aici sunt, mă rog, eu la trageri aveam periodic antrenamente cu militari americani, cu... Așa arată Afganistanul. Eu n-am fost niciodată pe lună, dar când cobor din oată, ai senzația că ești pe lună, știți? Totul este... Nisip și, da, și timpul, timpul este undeva rămas în urmă. Ai senzația că ai rămas pe loc și... Da. Aici... Țintele. Da, succesele. Sau succesurile, ca să formulez. Aici, da, mă rog, eu... Alea-s făcute cu creionul, să nu credeți că am tras. Găurile. Glumesc, nu? Deci, găurile, colegul. Da. Vezi, poți să-l mergi cu pistolul până la urmă. A, pistolul până la 30-50 de metri e... Nu, am tras cu... Da, am tras cu pistolul, dar și noi avem armament foarte bun. Da? Am început să preluăm și de la americani armament și... Asta cu... Asta e armament american. Am tras cu toate tipurile de armament american. Dar eu vă spun, cel mai bun, cea mai bună pușcă la distanță este AKM-ul rusesc. Da? Da. Adică performanță. Tragi și cu ale lor, sau cel puțin noi, da, da. Dar AKM-ul rusesc și durabil și rezistent. Brav, n-are treabă, n-are nimic. Tancul rusesc, știți mie. Aici, la da. Ceva hotel, nu? Da, au și un hotel continental. Adică, și arată chiar bine hotel, adică, nu? Da, da, adică e chiar locuit, știți cum? Da, de obicei, da. Atentate aici se întâmplă, că vin tot felul de delegații de... Și asta înseamnă chiar că și bine păzit. Sau unde e? În Kabul. Kabul. Da, da, deci, dar și bine păzit. Da. Eu, aici este în Kabul, dar eu am fost în Bagram. Bagram este baza americană, baza americană de aviație, care de fapt aici eu, da, făcând diferite acțiuni, misiuni, ca să zic, aici sunt... Da, aici sunt oamenii normali, de da, da, timpul zi. Da, aici e pe stradă, deci eu v-am spus, mergeam și pe stradă și trebuia să mă întâlnesc. Nu pot să vă arăt toate pozele, vă dați seama, da, da, da. Că ar trebui să descons... Dar cum vedeai, cum vorbeai cu ăștia de ce acum? Cum vorbeam, ei îmi spuneau $1, sir, și eu le făceam $2, spuneam, și eu le făceam 1, că le duceam doar $1, da? Să știți că sunt niște tipi foarte, foarte inteligenți. Ghinionul lor este că s-au născut acolo, știți? Că dacă ne știam noi acolo, vorbeau ei despre noi și invers, știți? Așa e. Adică ai trata ca înapoiat și asta, mi se pare un pic cinic, știți? Dar, mă rog. Da, uite, asta e cu $1 și $2, da? Da, e negocie. Numai unul, da, da. Deci toți copiii... Erau, știți cum erau la țară, când venea căruța cu înghețat, așa erau, e grămadă pe tine, să le dai un dolar, să... Aici, mă rog, mă întâlnesc cu un general afgan în cadrul tipurilor de misiune care v-am spus că printre care le-am făcut, îmi dătea un cuțit, mă rog. Da. Aici... Armata afgană, până la urmă, care e de partea acică, coaliție, ajută, într-adevăr? Ajută, dar sunt slab pregătiți, am înțeles. Pleacă de la educație, slab educați, slab pregătiți, motivația lor sunt banii. Și teroriștii au atâtea metode coercitive care, nu, periodic, câte 10 mai lasă armele mai, sau nici nu le lasă, pleacă cu toții în partea cealaltă. Deci e ceva american, bănuiesc. Da, neamț, este, nu, e șeful, este neamț, este șeful ISAF-ului. International Security Assistance Force, forța de asistență care, sub egida căreia s-a desfășurat activitatea în Afganistan. Aici tot cu un coleg român. Ce blindat sunteți! Da, cu veste antiglonț, cu, deci nu umblam... Dar din alea ceramice? Da, deci nu umblam, asta are 40 de kilograme. Deci nu umblam în bază decât cu veste antiglonț, cu pistolul, cum vedeți, și la masă, și la toaletă, și la sport, cu pistoalele după noi. Și în caz de alarmă, ați văzut, la început, aveam buncăre unde... Da. M-am înțeles. Aici e generalul Medar, șeful Direcției Informații Militare. Care aici în stânga? Da, deci de aici a plecat. O să vă explic de ce vă spun asta, pentru că de aici am motivația și am zis, sunt capabil să fac și pentru copii așa ceva, pentru tineri. Asta e următorul șef al direcției. De câte ori ai fost liber în Afganistan? Am fost 6 luni în Afganistan și mai am o misiune în Bosnia. Am înțeles. Da, bine, în Bosnia e tot un tip de misiune, dar Al gen. Așa arată Afganistanul. Da, deci... Afganistanul de pe lună. Chiar din elicopter, chiar fotografia de mine. Asta, mă rog, când am jucat fotbal, un turneu,
Făceam și tot felul de activități pentru a socializa. Măgarul plin cu bombe. Da. Aici sunt cu doi americani de la Forțele Speciale. Zici că ești în filmul Rambo. Da, da, da. Da, păi o să vedeți că este o imagine specială, am adus-o cu, ca să vedeți, le dăteam apă, le, mă rog, mai în limita posibilităților. Fantastic, parcă ești ținut uitat de tine. Vedeți, asta este în filmul Rambo. Da, cu cai. Cu oaia. Exact, da, cu, da, 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 cu da, gai, da. Un concurs care ia asta oaia. Asta e oaia s-o... E, deci, așa, asta eu l-am văzut live, da, jocul ăsta pe stadion. Astea sunt rezervele de apă ale bazei în care, bazei americane, vedeți? Sunt niște pungi, gonflabile și care la noi, dacă se, la noi în mod sigur, se spărgeau, erau pline de da. Dopuri de pe... Acestea da. Sunt pozele. Și, bun, dăm imagini cu noi. Deci, conform experienței pe care ai dobândit-o și a ceea ce te reprezintă și a background-ului pe care îl ai, te-ai gândit să faci acest curs. Acum spune-ne câteva ceva despre curs. Deci nu m-am gândit, l-am și făcut. L-ai și făcut, da. Vreau să precizez că am o fetiță, o fată, are 20 de ani, studentă la Köln, și un băiat de 5 ani și 9 luni, student la grădiniță, grupa mare. Trească. Mulțumesc și al noastră. Și este una dintre motivațiile care m-a făcut să ies pe piață cu acest curs. Da. Cursul se numește Self-Protection. Protejează-te singur. Ce înseamnă? Am translatat tot ce am avut, toate cunoștințele. Unic în România. Tot background-ul meu este făcut de mine, conceput de mine pe baza informațiilor pe care le am eu. Deci nu are nicio sursă de inspirație. Bine, formele de pregătire și misiunile da. La care am participat. Și motivația a fost și ca să, ce m-a clicat ca să ies pe piață cu el, acum 3 luni, dacă ați văzut, a fost o emisiune cu un fost ofițer de informații în rezervă, pedofil, care racola tineri din fața liceelor și școlilor, și am zis așa, m-am hotărât să iau atitudine, să ies cu cursul ăsta pe piață, împotriva celor care ne agresează, copiii și viața, pe noi, și ulterior să fac o formă de pregătire și pentru adulți, cine vrea să participe. Deci este un curs care ce te învață? Te învață să te descurci singur în jungla urbană, adică de la ieșirea din scara blocului, să vezi dacă ești urmărit, să eviți o tâlhărie, să eviți, pentru că tinerii noștri, noi ce facem? Ne dăm copilul la arte marțiale, la karate, și am întrebat și eu un părinte, de ce îl dai la arte marțiale? Un copil care avea 20 de kilograme, mă uitam la el cu apa, cu sucul, cu sandwichul, cu rucsacul, și a zis, îl dau ca să învețe să sapere, nu vedeți ce se întâmplă la societate? Și mă gândeam, ce să facă copilul ăla dacă se întâlnește cu mine în scara blocului, eu cu 0,1 tone? Vă dați seama că nu poate să, nu are cum, contrazice legile fizicii. Eu am făcut acest curs ca să învețe să fugă. Adică ce să facă? Să vadă dacă e urmărit, să vadă dacă reprezintă un pericol să intre în scara blocului, ieșirea de la școală, să vadă dacă în urma discuțiilor cineva îi pune întrebări de genul, e singur acasă? Astea sunt lucruri simple care vi le spun. La bine, curs, cursul e mult mai va fi mai complex. Aprofundat, e un curs profi, deci nu, să nu vă gândiți că fac ca la grădiniță. Și să vadă dacă este, dacă cineva e interesat în da, ideea. Poți să ieși. Da? Și plus de asta, îi voi învăța să ia atitudine. Lucru care, ați văzut, mergi în Statele Unite sau mergi în Germania, mergi pe stradă singur, te trezești cu echipajul de poliție după tine și te miri, cum au ajuns polițiștii la mine, te întreabă, te legitimează. La noi, dacă cineva vede o tâlhărie, un accident, orice, se întoarce cu spatele și fuge, ca să nu fie martor să... Da, da, da. Eu o să învăț pe tinerii ăștia, copii, că nu mă adresez decât celor deocamdată în clasa 9-12, pentru că au deja o personalitate, au un background, pot să le explic, să le transmit exact ceea ce vreau. Și o să învăț, printre altele, inclusiv să poată să descrie. Eu, de exemplu, dacă o pun pe domnișoara acum să mă descrie, știți ce zice? Era unul tuns scurt, o vestă și gras. Da? Am înțeles. Și eu de unde? Eu sunt, am vestă, dar sunt solid, nu gras. Deci, ideea asta e, nu știm să descriem, să descrie învăț nu pentru ei, ca în așa fel încât să vină în ajutorul organelor de poliție, ca să poată să identifice agresorul, adică să poți să-l descrii, domnule, era un tip atletic, avea, este o întreagă știință la descrie persoanele, adică nu descrii vestă, mi-am dat vestea jos, nu mai e tipul ăla asta, da? Și pe perioada 15 săptămâni va dura cursul, se va desfășura la cercul militar. Și la cercul militar
și pe toată perioada asta vor participa la forme de pregătire teoretice și practice, care în așa fel încât după 15 săptămâni să fie capabil să evalueze corect riscurile să se descurce în jungla urbană. Foarte interesant, Liviu, ceea ce am vorbit noi anterior și care e sigur e la interesul celor care se uită și mai ales a tinerilor, e ceea ce mi-ai spus tu, cum să descoperi personalitatea sau ce se ascunde în spatele numelui unei persoane, și aici mă refer la Facebook, Messenger, etc., astea de rețelele de comunicare. Întrebările, ai un set de întrebări, bineînțeles nu o să le spui acum, o să înveți la curs. Ce să întreb ca să știi, adică cum să-l desconspiri, da, eu, că e unul, dar nu e ăla, că e altul. Eu sunt unul, acum știți cum e, mă laud că nu mă laud. Ai făcut chestia asta. Taică mea a fost învățător și avea o vorbă, băi, proștii n-au cum să se laude, că nu au cu ce, nu au cu ce. Mă laud în ghilimele, deci am făcut un curs cu militarii, cu armata americană, cu o companie americană. Sunt foarte puțini în țară care au cursul ăsta și care sunt specializați pe elicitation. Elicitation nu se traduce în română, este arta unui individ de a purta discuții cu o terță persoană și de a obține de la acea persoană informațiile de care are nevoie. Fără ca acea persoană să știe că i le-a dat. Da? Adică eu vorbesc cu domnișoara, vorbim de sport, o întreb ceva, vreau să aflu ceva punctual, aflu. Și dacă cineva o întreabă ce ai vorbit cu domnul, își spune, m-a întrebat de gătit sau chestii de genul ăsta, da? Deci asta e ideea. Deci tot ceea ce am translatat în acest curs nu va fi folosit și nu învăț decât să fie, să poată proteja, da. fără forța fizică. Urăsc forța fizică și v-am spus, sunt împotriva forței fizice pentru că inclusiv în legitima apărare, vine unul, îi dai una, el ăla fiind vinovat, legislația, totul pici. Da. Mai bine e rușinos, te întorci cu spatele, fugi, te duci la organele de poliție, îl descrii, îi învăț să vadă dacă sunt urmăriți, să poată să scape de următorii, de eventualii urmăritori, fără ca aia să-și dea seama, ca să poată să fie identificați. Deci îi învăț pe ei să se protejeze și îi învăț pe ei ca să poată să ajute organele. Asta este ca target, un target important. Plus că acest curs nu se adresează acum. Domnule, l-am făcut în clasa 9, e util, că zice că 9-12, e util doar pentru liceu. Nu. Asta e un curs în viață, util. Eu mă uit, ați văzut, am văzut, nu la dumneavoastră, nu știu dacă la dumneavoastră la tele, cred că la dumneavoastră, tâlhărită, nu știu, vulcan, nu știu ce localitate, în scara blocului, o femeie de 40 ceva de ani. Dacă ar fi avut cunoștințe minime de chestia asta, ar fi știut să evite, sau copiii aia care îi racola dobitocul ăla de ofițer care era în rezervă și pedofil, care dacă numai din întrebări putea să-și dea seama, să-i spună părintelui, tată, e unul care mă întreabă mereu, dar cine vine după tine? Sau chestia, lucrurile astea vreau să-i învăț. Hai să dăm pe final un filmuleț scurt, avem un filmuleț de 15 secunde. Aici, baza americană, participam la o activitate care eram ofițerul de escortă al generalului Olson. Am și filmul întreg, probabil într-o viitoare emisiune când timpul ne va permite. Aici ca să vedeți cum era baza, aici e generalul Olson. Și aici sunt eu cu generalul celălalt, generalul Olson de la televiziunea locală. Da. Mulțumim tare mult, foarte multe lucruri interesante. Liviu, te mai așteptăm, pentru că vreau să o să apară probabil și într-unul din ziare mai multe informații, o să fie un reportaj despre Liviu, vreau să cum ajung la tine la curs? Asta deci am datele de contact, dacă poți să prezinți ultima Liviu Floca, am site-ul selfprotectionarondiahu.com, am creat o adresă de mail, un site. Adresă de mail. Și vreau să spun acum, cine vine primul, tânăr de la clasa 9 la 12, mă gândesc că o să vină cei care nu care chiulesc, trebuie să fie. Cine se uită la emisiune și primul care vine în studio, chiar dacă nu sunt eu, va beneficia de acest curs gratuit. Adică deci tu lansezi o provocare. O provocare, da. Primul tânăr care mă contactează pe mine și nu o să le spună că a scris de la școală. Da, și da, exact. Adică va fi totul sub acoperire. Da. Mulțumim tare mult. Mulțumim mult și te mai așteptam la noi. Și eu vă mulțumesc, o zi frumoasă. La revedere. Ne revedem mâine dimineață la 7 în cea mai bună dimineață. Zi faină, pa, pa.